dimineață face Am Challenge cu Denis Bural. Ciao! Am postat un status pe Facebook și mi-ați lăsat întrebări. Da. Am n-am fost îndrăgostit de un coleg, o colegă de clasă. Am avut numai urâte. Am n-am mers dezbrăcată pe stradă. S-a dezbrăcat pe stradă. N-am. Ai. Tu ai fost dezbrăcată? Ei, eu pierdut challenge-ul. Păi stai. Dezbrăcat, col, ușcă. Dezbrăcat, adică aproape mi se văd părțile intime. Eu mi-am dat toată când eram mic tricou jos, se pune. Gen. Ești băiat! Mi-am dat tricou jos! Eu la piscină stau doar în chiloți și sunt ieri. Păi da, ești fată. Da. Nu să fiu dezbrăcat de tot, pe ce? Ce e aici? Țară liberă. Am n-am plâns după fostul fosta. Eu nu înțeleg cum ce poți să plângi cu cineva. Poftim? Nu văd ce poți. Eu nu înțeleg, adică... Știu că partipa aia dură, dar sunt foarte sensibilă. Nu înțeleg cum poți, adică eu n-aș putea plânge după cineva așa, gen că bă, uite mai cu el, ea, știi? Gen, până la urmă, trebuie să te gândești că bă, nu a fost să fie, deci eu aici. De ce stau să plâng când sunt atâția oameni? Pentru că pierzi ceva important. Da. Păi dacă era așa important, vă mergea, știi? Da, pentru mine era important. Păi da, dar viața continuă. Am n-am sărutat două persoane în aceeași zi. Nu am făcut. Da, am. Ar fi nașpa. Foarte nașpa. Da. Eram băută. Am iubită. Am o față de iubită. Nu. Never. Never. Doar de pisici. Am n-am făcut un Q&A pentru că n-am avut alte idei. De câte ori? După ce faci mai mult timp vlogging, nu mai ai idei deloc și până n-am mai făcut Q&A. Hai să fac. Am n-am avut fantezii cu o prof. Sau un prof. La mine știți deja că am prof de religie. Sau... Ce păcat că nu pot să... Zic, pentru că eu încă fac ore cu acea persoană, dar... Deci am. Ai mil. Asta pe cineva cu tecare. Am fost proiectat. Și de tine. Am, n-am despărțit un cuplu. Fuck. Nu. Eu nu, pentru că dacă cineva are prieteni, eu nu mă bag. Când era mic, aveam mai multe prieteni decât acum și gen... Nu că am păsat așa astea și acum... Am avut prieteni, o micuță de el. Da, la grădiniță și era foarte fain. Până când s-a făcut urât acum, da. Am n-am fost invidios pe Denis sau Diana. Pe Denis. Ce arăți-mă. Ai mutat iar imaginea. Ce conversația aia? Eu cu Denis suntem prieteni, ok? Da, azi... Azi, săptămâna asta a fost prima oară când ne-am văzut, da, da. Da, am n-am fost împreună cu un YouTuber. Te-am fost cu mine, cine ai fost să blure? Da, mă, că YouTuber. Am n-am fost dat afară dintr-o clădire. Uai, știi ce mi s-a întâmplat odată? Fata m-a mințit că un bloc e bântuit la subsol. Bă, și mi-am luat graffiti de alea, spray-uri și să dau pe acolo să mă distrez. Și... că se dădea cu graful pe vremuri. Da. Și a venit unul și era polițist. Și era un fel de ventilație, bă, și am dat un cap când am intrat în ventilația aia. După care, gen, a venit polițist și a zis, bă, dacă mai faceți asta, vă duc la poliție. Era polițist. Da, eu am fost ieri dat afară din hotel. Când? Ce? Ah, da. Când? Aia de aici. Când a fost? Aaa, și eu am fost dat de afară. N-am avut parte de ceartă cu un taximetrist. Eu sincer n-am avut, dar pot spune că taximetriștii din oraș de la mine sunt super de treabă față de taximetriștii din București. Eu am avut, nu, gen, tipul, doar cum comenta mie că, nu știu, taximetriștii spun să te ducă la locul la care vrei tu, știi? Și uneori chiar nu le convine, băi, foarte aproape, să merg pentru 10 lei, să nu merg. Păi, de ce mai ești taximetrist? Să faci curse de alea din Timișoara, Arad, în fine? N-am vizat că am doar un abonat. N-am vizat niciodată până acum ceva legat de YouTube sau... N-am plâns când am aflat că au murit actorii mei preferați într-un serial. Am uitat seriale. N-am fost emoționată preajma unei persoane. De fiecare dată când cunosc cineva nou,
am emoții. De ce? Nu știu, frate, așa este sau când îmi dau întâlnire cu cineva. Am înțeles că ești emoționat, că te vorbești cu mine. Mamă, deci eu sunt super timidă. Cel puțin la început, sunt foarte timidă. Care când se pornește să vorbească. A fost tot pentru azi, el a fost Denis, eu am fost Dia. Vă rog să vă abonați la canalul lui, probabil sunteți deja, dar da. Dacă vedeți acest videoclip și da, sunteți de la mine. Exact, exact, da. Dacă v-a plăcut, vă rog să dați și un like și un share. Și comentarii dacă mai vreți să fac colaborări cu Denis, pentru că ne vedem foarte, foarte des și vom face asta. Așa este, eu și Denis suntem frați. Da. Ok, pa! Eu am vrut să fac asta.